Pe vremea Uniunii Sovietice, zeci de fabrici și uzine lucrau la turații maxime pe teritoriul țării noastre. Pentru majoritatea acestora, destrămarea Uniunii a însemnat și începutul sfârșitului. Este și cazul fostei uzine de beton armat din orașul Șoldănești. Faimoasă pe vremuri, acum este ruină, chiar dacă aparține unui agent privat. Pe clădirea principală s-a mai păstrat o lozincă din acele vremuri. O să încerc să citesc ce scrie. Trăiască politica leninistă de pace a Uniunii Sovietice. Dacă ar veni un agent economic sau domnilor a cui aparține clădirea și ar vrea să o dezvolte, noi suntem doar pentru. Abandonată este și această fabrică pe vremuri de prelucrare a fructelor și legumelor pe care am găsit-o la intrare în satul Otac din raionul Rezina. Aici s-a furat... Care și cum am avut, dar nu mi-a dat ea, ca de pildă eu am lucrat 20 de ani, eu am lucrat. Mie nu mi-a dat nică. Alte două uzine distruse, dar care au proprietari privați, sunt amplasate în anenii noi. Fostul combinat de conserve de pilde, la care lucrau sute de oameni, arată acum ca o gaură neagră. Sâmbătă, la Moldova Gândește, spunem istoriile câtorva uzine și fabrici sovietice, cine le gestionează și ce cunoaște Ministerul Economiei despre aceste construcții, cândva importante pentru economia țării.